Am lăsat podul în urmă, prieteni, și ne îndreptăm pe firul apei, deci pe Jijia, către sud-est, spre vărsare. Deci ne îndreptăm pe acest drum către Comuna Victoria, după care Cotul lui Ivan și Bosia. Până la pod cunoșteam și eu locurile, de la pod către Victoria nu cunosc aceste locuri, deci sunt noi și pentru mine. Ia să vedem aici, nu? Să mergem ceva mai jos. Vedeți, continui cu firul de muscă. Sunt locuri foarte bune pentru staționar. Deci până aici locul de la podul care unește cele două comune, Popricani și Țigănaș, rămâne cel mai bun loc. La fel, Jijia curge molcom, nu se poate, nici n-am cum să intru în vegetație. Să mai coborăm, să vedem. Pielea e liniștită, ceva mai tulbure față de acel loc de la podul peste râul Jijia, care unește Popricanii cu Țigănașul. Ia să vedem ceva mai jos. La fel, e molcomă? Nu cred. La Caras, nu? La Caras, zic. Merge? Nu. Dar din ăla mic, cred, a? Da, Și cei de la pod, la fel, tot din ăsta micuț. Eu pescuiesc la clean, dar nici nu i-am văzut culoarea astăzi. Să încerc mai jos, nu știu, partea asta nu o cunosc, spre Victoria încolo. Mai sunt locuri mai bune? Niște repezișuri, asta vreau. Mai jos? Jos, da, dacă vă uitați, este o țavă, se cunoaște un dâmp, o țavă. Da, da. Aha. Am să cobor un pic să încerc și acolo și pe urmă, dacă nu... Nu, la lansetă cu musculiții pentru clean de asta. Da. Mulțumesc, fir întins! Ați auzit? Caras micuț, nici băiatul nu-l păstrează, îi dă drumul. Așa fac și cetățenii care pescuiau la pod, la fel, carasul micuț și ciortanelul îi dă drumul. Oamenii au învățat să păstreze și să iubească natura, au învățat să păstreze și să iubească pescuitul și peștele. Micuți se gândesc și pentru viitor. Au început să fie ceva mai receptivi, au început să citească o parte din ei, au început să se implice în acest pescuit, prinde și eliberează. Sau prinde și ia-ți cât este necesar. Acel, 1 kg, 2 de caras, este de ajuns. Și v-am spus, pe tot cursul Jijiei se prinde. Să vedem unde e aceea țeavă, unde a sus băiatul acela de bulboană. O să coborâm ceva mai jos.